Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de Vineri, în ziua de 12 aprilie. Apostolul, din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi el întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor, și la înfățișare, aflându-se ca un om. S-a zmerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanălțat și a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume, ca într-o numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt, și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Sfânta și Dumnezească Evanghelie de Vineri, în ziua de 12 aprilie, citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai supt. Iar el a zis, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru cuvântul Evangheliei din această zi sfântă, în care Tu, prin sfânta ta gură ne fericești pe cei care l-am ascultat. Îți mulțumim pentru că astăzi ne-ai arătat în cuvântul sfânt cel mai de preț loc de sub soare, care este locul de la picioarele tale. La picioarele tale se aude cuvântul tău, la picioarele tale curge sângele iertării de pe crucea Golgotei, la picioarele tale, noi îți aducem slavă, cinste și închinare, de astăzi și până în veșnicie. Amin. În luna aprilie, în ziua a 12-a, facem pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Sava, cel numit Gotul. Acest Sfânt Părinte al nostru a pătimit pentru Hristos la anul 372, în vremea prigoanei lui Atanaric, de la dregătorul Atarid, săvârșindu-se prin înecare în râul Buzăului. Despre aceasta a scris Marele Vasile, arhiepiscopul Cezarei Capadociei, cerând moaștele sale de la biserica din Goția. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Vasile, episcopul cetății Pariei din Asia cea Mică, cel care s-a săvârșit la anul 775, mărturisind pentru Sfintele icoane. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioasei Antuza, fiica împăratului Constantin Copronim. Această preacuvioasă maică s-a nevoit în mănăstirea numită a Bunei Înțelegeri, în care cu pace s-a săvârșit în anul 811.
tot în această zi pomenirea sfinților mucenici Dima și Protion, tot în această zi pomenirea cuvioșilor mucenici Mina, David și Ioan, care au pătimit în Palestina în anul 636. Tot în această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Acachie cel Nou, care a sihăstrit în schitul Capsocalivia din Sfântul Munte Athos și care cu pace s-a săvârșit la anul 1730. Tot în această zi pomenim aducerea de la Zila la Constantinopol a cinstitului brâu al preasfintei născătoare de Dumnezeu în anul 942. Tot în această zi pomenirea cuviosului Isaac Sirul, sirianul, care s-a nevoit în Spoletania, Italiei, în veacul al VI-lea. Tot în această zi pomenirea sfântului erar Zenon Mărturisitorul, episcopul Veronei, care cu pace s-a săvârșit la anul 371. Tot în această zi cinstirea icoanei Maicii Domnului Belăcinskaya, cinstirea icoanei Maicii Domnului din Murom, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.